ședință, ultima întâlnire a noastră din acest an, ședință ordinară, la care absentează motivat doi consilieri, doamna Ivanov și domnul Popescu. Deci putem începe așa cum am prezentat ordinea de zi și ați primit-o la mapă. Au fost invitați astăzi să participe directorul Serviciului Public Județean de Drumuri, doamna Elenuța Ardeleanu, domnul Marius Nențeanu, directorul Serviciului Public din Provincia Blanca, doamna Gabriela Gureu, manager la Confecțiunea Ziua de Științe Naturilor Borcea, domnul Ionescu Orgozie Coapă, managerul Filarmonicii Mihai Jora, domnul Andrei Gigi, managerul Filarmonicii Cercetei Stuza, domnul Vlase Petrică, managerul Ansamblului Făcură Busiucu, doamna Carmen Michalache, managerul Societății Făcură Ateneu, doamna Alexandrina Scorțanu, directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, domnul director Adrian Gabor, Centrul Educației Inclusivă numărul 1, domnul Adrian Năstac, directorul la Școala Gimnazială Specială Maria Bogăsoi, domnul Constantin de Diaxente, domnul Centrului Educației Inclusivă Vorbe Comănești, doamna Alina Maria Grozescu, Școala Gimnazială numărul 7, pe propunat director, doamna director general Daniela Țățaru, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție, doamna președinte executiv, Oana Chelaru, Aeroportul Internațional George Enescu Bacău, precum și directorii executiv, directorii executivi adjunți ai aparatului de specialitate. De asemenea, reprezentanții mass media sunt prezenți, iar ordinea de zi, cu permisiunea noastră, se dă o citire. 1. Aprobarea procesului verbal ședinței extraordinare din 18 decembrie 2017. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Elena Cosma, prezentă aici. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor alte decât cele prevăzute de legea 227 pe 2015 privind codul fiscal aplicabile anul 2018, proiectul de, la 4, proiectul de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Județean numărul 118 din 2008 privind aprobarea master planului sectorul de apă și apă uzată din sensul Bacău de modificare și completări de reglare, pe care vă propun să îl reclam de ordine de zi. 5. Devenind 4, după retrage, proiect de hotărâre pentru modificarea alineatul 2 al articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean numărul 11 pe 2007 privind aprobarea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul 2017. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ special în județul Bacău pentru anul 2018-2019. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, instituția publică aflată sub ordinea Consiliului Județean Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 4 din hotărârea Consiliului Județean Bacău pe 2015, privind aprobarea conferinței Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportului Internațional George Enescu Bacău și ultimul punct divers. Vă supun la vot ordinea de zi cu retragerea punctului 4 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc! Abține plusul. Înainte de a da cuvântul doamnei director Gabi Dumitru de a citi procesul verbal, să-mi permiteți ca în numele dumneavoastră să urăm la mulți ani la doi tineri colegi care și-au sărbătorit ziua de naștere, vorba de Carmen Dima și Sorin Umbrănescu. Să-i spunem la mulți ani! Doamna Gabriela Dumitru, vă rog. Potrivit prevederilor articolului
42, alineatul 5, formula plus dispoziția articolului 98, legea administrației publice locale 215/2001, republicată cu publicările și competențele ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul județului dispune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile legale menționate, dispune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 18 decembrie 2017. Mulțumesc. Dacă sunt observații, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține, susține. Trecem la următorul punct al ordinii zi, privind validarea mandatului de consilier de țeană, doamnei Elena Cosma, ținând seama de adresa Partidului Social Românesc, Iela Bacău, registrată la Consiliul Județean de 27-11-2017, văzând raportul Comisiei de Validare a Consiliului Județean, prin care se propune validarea mandatului Consiliului Județean a doamnei Cosma Elena, supleant pe lista Partidului Social Românesc, la alegerile locale din 5 iunie 2016, în temeiul articolului 27, alineatul 1 de legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, propun să validăm mandatul de consilier județean al doamnei Cosma Elena, supleant pe lista Partidului Social Românesc la alegerile din 5 iunie 2016. Vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Potriva ține, nu sunt. O invităm acum pe doamna Elena Cosma pentru a depune jurământul. Vă rog să ne invităm. Subsemnata Cosma Elena, consilier în Consiliul Județean Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 90, raportat la articolul 32, alineatul 1, legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean Bacău următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Donații și sponsorizări, alte venituri, sume primite de la Uniunea Europeană și sau alți donatori cu fonduri efectuate și prefinanțări. În conformitate cu prevederile legale, conducerea instituției publice fundamentează și propun nivelul taxelor și tarifelor și le supun aprobării Consiliului Județean Bacău. Veniturile proprii ale instituțiilor publice se încasează, se administrează, se utilizează și se contabilizează de către acestea potrivit dispozițiilor legale. Având în vedere necesitatea încasării veniturilor proprii în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, instituțiile subordonate au fundamentat și propus următoarele nivele ale taxelor și tarife pentru 2018, după cum urmează.
taxe pentru activități culturale, astfel sunt taxele propuse și propunerile venite de la Complexul Muzeal de Istorie Iulian Antonescu, privind taxe de închiriere a spațiilor, vederea organizării de evenimente culturale, educative, științifice și sociale, taxe de învățare în regim de consignație a lucrărilor de altă plastică, publicații de specialitate, taxă pentru vânzarea în regim de consignație a obiectelor meșteșugărești și de artă populară, subvenire, taxa pentru serviciile de descărcare arheologică, taxa pentru evaluare, expertiză, bunuri istorice, arheologice și etnografice, monede, obiecte, epocă modernă și taxa pentru vânzarea materialelor care valorifică patrimoniul cultural al instituției și al județului. De asemenea, Complexul Muzeal de Științe Naturii Ion Borcea a transmis propunerile pentru tarifele aferente activităților pe care le desfășoară. Conducerea Complexului Muzeal a propus tarife pentru următoarele categorii de activități, prezentări multimedia, spectacole planetare și observații astronomice, organizarea de expoziții duminicale, realizarea de vederi pliante, CV-uri, prezentare, efectuarea de copii al negru și color după documente de specialitate din biblioteca instituției, realizarea de documentații cu privire la studii de evaluare a impactului asupra mediului, bilanț de mediu, determinare material biologic, analize fitopatologice, micologice, vânzare în regim de consignație de obiecte de coloană din pietre prețioase, realizarea de expoziții de profil de alți parteneri, închiriere, sală de conferințe, vânzare de bune de specialitate, studii și comunicări. Taxă școală de vară, taxele pentru propuse pentru 2018, așa cum le aveți în material, sunt prezentate la anexa numărul 2, anexa numărul 1 sunt cele propuse de Muzeul de Istorie Iulian Antonescu. Revista Ateneu, instituție publică de cultură, publică lunar revista, în culturaj mediu de 500 de exemplare și are ca scop ilustrarea fenomenului cultural și artistic în domeniul literaturii, teatrului, artelor, plasticii, muzicii, precum și din celelalte domenii ale expresiei spirituale. Promovarea tinerilor talente prin facilitarea publicării în paginile reviste și educarea gustului pentru artă, frumos comunicare de idei. Conducerea revistei Ateneu ne propune ca preț de vânzare a revistei să fie de 3 lei de exemplare la nivelul anului 2017. La fundamentarea prețului s-au avut în vedere cheltuielile cu salarii, cheltuielile tipografice, de difuzare, redacționale, onorariile colaboratorului, plata pentru codul de bare la GSI România. În baza articolului 70, biblioteca alineatul 4, legea bibliotecilor, biblioteca județeană, a transmis propunerile pentru serviciile oferite utilizatorilor pentru 2018. Ele sunt la nivelul celor aprobate pentru 2017 și sunt prezentate în anexa 3. Filarmonica Mihai Jora propune taxe de intrare la spectacol și modul de încasare a sumelor pentru susținerea spectacolului în străinătate, având în vedere prevederile ordonanței 21 pe 2007. Valorile propuse pentru taxa de intrare la spectacol sunt la nivelul anului 2017 și sunt prezentate în anexa 4. Ansamblul folcloric Busuioc ne propune tarifele pentru activitățile desfășurate în vederea realizării veniturilor proprii și după cum urmează confecționarea de costume populare pentru adulți și copii. Valorile sunt cele la nivelul anului 2017, desfășurarea de spectacole în județ și în țară. De asemenea, ansamblul folclor Busuiocu propune ca pentru servicii de reparare, recondiționare, adăugare de noi elemente a unor produse tradiționale ale clienților pentru orice alte intervenții solicitate de către aceștia cu privire la modificarea, îmbunătățirea, nobilarea unor produse specifice tradiției, în contextul obiectivului ansamblului, privind păstrarea tradiției și promovarea făcută, aceste se vor negocia la momentul contractării prestației, în funcție de complexitatea lucrării cerute de client. La capitolul 2, tarife și taxe în domeniul drumurilor, aici Serviciul Public Județean de Drumuri a transmis propunere de tarife suplimentare pentru transporturile rutiere efectuate de drumurile de interes județean, tarife pentru utilizarea și accesul în zona drumurilor județene, taxele pentru daunele produse drumurilor publice, pentru închirierea spațiilor și terenurilor aferente districtelor și pentru utilizarea cântarelor
care le au în dotare. Taxa de utilizare pentru încheierea spațiului și terenul aferent de districtul și pentru daune produse drumurilor de țări propuse pentru 2008 sunt la nivelul celor aprobate în 2007 și sunt prezentate în adresa 5354-55 la proiectul de hotărâre. Iar lista cu personalul de decis să constate și sancționeze contravențiile la regimul drumurilor este prezentată în adresa 56 la prezentul proiect. Trei tarife și taxe pentru servicii în domeniul protecției plantelor. Serviciul public de protecție a plantelor ne-a transmis tarifele practicate în domeniul protecției plantelor, respectiv dezinsecție, dezinfecție, deratizare și stropit manual. Nivelul propus pentru aceste tarife este cel aprobat pentru anul 2017. Taxele închirieri spații și tarife pentru alte activități administrative. Taxele pentru închirierea sălilor aparținând Consiliului Județean se mențin la nivelul anului 2017. De asemenea, pentru închirierea sălii Ateneu, Filarmonica Mirejura propune taxele de închiriere la nivelul anului 2017. De asemenea, structura arhitectului șef propune aprobarea taxei pentru scanare, efectuarea de copii după piețe scrise și desenate și efectuarea de copii color după planul cadastral și alte asemenea planuri. Fuguri, uz, PATJ-uri, desene tehnice și planșe deținute de către Consiliul Județean cu Bacău. Valorile propuse sunt prevăzute în anexa 7 și sunt la nivelul celor aprobate în 2017. Direcția Juridică și Administrația Publică Locală a propus ca taxă de participare la licitații pentru închirierea bunurilor aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău să fie stabilite la fel ca pentru anul 2017, respectiv 10% din valoarea de pornire a licitației pentru sume de până la 5.000 de lei și de 500 de lei pentru valori mai mari de 5.000 de lei. În acest sens, Consiliul Județean a supus dezbatere publice proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de legea 227 din codul fiscal, aplicabile în anul 2018, prin afișarea pe site-ul propriu, la secțiunea informații de interes public, prin afișare la sediu și a fost transmis cotidianul de deșteptare, anunțul privind organizarea dezbaterii publice asupra proiectului de hotărâre. Până la 20 noiembrie, publicul interesat nu a depus alte propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus de parte de public. Nivelul taxelor și tarifelor stabilite în prezent autorului intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018. Având în vedere cele prezentate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor alte din cele prevăzute de legea 227/2015 privind codul fiscal aplicabil în 2018. Dacă sunt discuții, dacă nu vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abține, nu sunt. Pentru următorul punct al ordinii de zi, se referă la la modificarea aliniatului 2, articolul 1 din hotărârea Consiliului Județean 11/2017 privind aprobarea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională solicită modificarea aliniatului 2 din articolul 1 la hotărârea Consiliului Județean numărul 11/2007, prin care s-a aprobat cuantumul indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională, care funcționează în cadrul Centrului Județean, în sensul că numărul maxim de ședințe pe care se poate primi indemnizația să fie de 3 în loc de 2, cum este în prezent. Din nota de fundamentare rezultă că propunerea este motivată de faptul că urmarea apariției hotărârii de guvern 164/2017 numărul de dosare care trebuie analizate de către membrii Comisiei de Drept Liberării certificatelor de orientare școlară este foarte mare, a ajuns la 90 dosare pe lună, precum și numărul mare de planuri de servicii individualizate care trebuie să analizate și avizate. 622 până în prezent. În legătură cu
cele prezentate, ori de Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități cu cerințe educaționale speciale, prevede la articolul 9 și prevede la articolul 89, aliniatul 7, că salarizarea membrilor comisiei se stabilește în regim de plată cu ora sau de indemnizație de ședință. Față de cele prezentate, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indemnizației de ședință a membrilor comisiei de orientare școlară profesională din cadrul Câjeraie Bacău. Dacă sunt intervenții la acest punct, am o intervenție. Domnul consilier Gautiș, vă rog. Am studiat documentele legate de acest punct la ultima de zi și v-aș dori o întrebare sau un punct de vedere. Pe 2012, hotărârea Consiliului Județean, în statul numărul, se arată următoarea structură. Reprezentant Consiliului Județean, reprezentant Contesiori, reprezentant școala inclusivă numărul 1. Trecând de coace, astăzi, dacă ne uităm în structură, școala inclusivă numărul 1 nu are niciun reprezentant. S-a schimbat tot printr-o hotărâre, nu știu, în sensul ăsta. În sensul ăsta. Doamna director de la Centrul Județean de Resurse, vă rog, doamna Spățanu. Alexandrina Spățanu, Câjeraie Bacău. Conform ordinului 1985, din decembrie 2016, componența Comisiei de Orientare Școlară și Profesională s-a schimbat. Deci dacă până acum era câte un membru din fiecare școală specială, XEI, sunt ca noi, în acest moment doar un reprezentant din cele trei școli speciale poate să facă parte din această comisie. Menționez că această comisie a fost înființată prin hotărârea Consiliului de Administrație a Inspectoratului Școlar Bacău. Deci decizia nu este a Câjeraie, s-a respectat doar ordinul 1985 de decembrie 2016 și de aceea domnul de la XEI 1, domnul director Capăt, nu face parte din această comisie. Mulțumesc. Dacă mai sunt atenți, domnul Cautuș, parțial sunt mulțumit. Dacă sunt alte întrebări. Dacă nu vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre, cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi, am să-i dau cuvântul doamnei director Mitrea. Este vorba de rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2017. Vă rog. Prin hotărârea guvernului numărul 899 din 14 decembrie 2017 au fost repartizate sume de pagare din casa pe valoarea alocată pentru finanțarea cheltuielilor de personal, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ la Universitatea de Stat, inclusiv la învățământul special și centrele de zile de resurse și asistență educațională. Iar pentru județul Bacău a fost alocată suma de 251.000 lei. Aceasta este cauza pentru care propunem acum rectificarea bugetului Consiliului Județean cu suma de 251.000 de lei, atât la partea de venituri, pentru sume de pagare din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, cât și la partea de cheltuieli, la capitolul 65, învățământ, unde propunem suplimentarea cheltuielilor cu suma de 251.000 de lei. Față de cele prezentate, apreciem că poate fi supus spre aprobare proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc, doamna director, dacă sunt ceva intervenții în acest punct, dacă nu, vă spun spre aprobare. Mulțumesc. Abțineri împotrivă, nu sunt. Doamna director Sava, pentru următorul punct al ordinii de zi, organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul, anul școlar 2018-2019. Vă rog, doamna director. Mulțumesc, domnule președinte.
Luna decembrie acestui an, Ministerul Educației Naționale, precum și Inspectoratul Școlar de Seama a doua, a transmis avizul conform organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și post-liceal, precum și de învățământ de universitate special de stat și lista comunității de învățământ pentru activitățile distanță școlare pentru anul școlar 2018-2019. Precizăm că instituțiile de învățământ special din județul Bacău sunt unități cu personalitate juridică, finanțate din bugetul județului Bacău și coordonate metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Având în vedere că există CEO-ul avizii și conform legii educației naționale, rețeaua școlară se organizează de către Consiliul Județean, consideră necesar și oportun inițierea acestui proiect. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Dacă sunt intervenții, dacă nu, pot spune spre aprobare. Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Doamna director Sava, pentru următorul punct, e vorba de modificarea organigramului și statului funcție la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Mulțumesc. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a solicitat modificarea organigramului și statului de funcție, propunerea având în vedere menținerea numărului total de 1985 de posturi, din care 56 de conducere și 1929 de locuri de execuție și aplicarea prevederilor hotărârii guvernului 7/2017 să încerc regulamentele cadrului de organizare și funcționare a statutului publice de asistență socială și a structurilor orientative de personal. Modificările pregătite au avut de transformarea unor posturi vacante prin desfințarea acestora și înființarea unor posturi în țară de desfășurări în condiții activității, respectiv la compartimentul de achiziții, desfințarea unui post vacant de referent la 1A și două posturi vacante de inspector și înființarea trei posturi de inspector la 1A. Iar în cadrul unor centre, cum ar fi centrul multifuncțional pentru tineri din societate Heliplan, de centru de recuperare și reabilitare a persoanelor cu dizabilități Condor, centru de invigilie și asistență a persoanelor cu dizabilități Constantin de Târgu-Ocna și centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Pietrica Comănești, desfințarea unor posturi de inspector specialitate și înființarea unor vacante și înființarea unor posturi de referent de specialitate conform hotărârii Guvernului 797. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă director. Prin apariția hotărârii din Guvern 797 și după aprobarea bugetului pe 2018, o să venim în fața noastră cu organigrama și cu reorganizarea direcției după ultimele acte normative care prevăd reorganizarea acestei instituții. Dacă sunt acum observații la acest punct al ordinii de zi, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri împotrivă nu sunt. Rămânem tot la resurse umane. Doamna director Sava, pentru următorul punct al ordinii de zi, se referă la aprobarea componenței Consiliului de Administrație și la modificarea articolului 4 din hotărârea Consiliului Județean din 2015 la Aeroportul Internațional de Cerescu. Vă rog. Mulțumesc. Este vorba de remunerația membrilor Consiliului de Administrație. Aceste remunerații de membrilor Consiliului de Administrație au fost stabilite conform ordonanței 2019 de către Autoritatea Publică Federală prin contractul de mandat, structura și limitele prevăzute de această ordonanță. În consecință, prin hotărârea Consiliului Județean 2004-2015, s-a aprobat remunerația administratorului executiv, președinte al Consiliului de Administrație al Regiunii Autonome, formată din remunerație fixă la sumă brută de 11.000 de lei, iar remunerația membrilor neexecutiv în sumă brută de 3.000 de lei pe membru. Aeroportul Internațional Bacău a propus majorarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație cu 20%, ținând cont de trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la persoanele fizice care au realizat pe angajator sau pentru care există obligația plății acestor contribuții, începând cu 1 ianuarie 2018, potrivit prevederilor ordonanței de urgență 79 pentru privind codul fiscal. Astfel, în proiectul de hotărâre s-a propus modificarea articolului 4 din hotărârea Consiliului Județean, în sensul stabilirii remunerației administratorului executiv, respectiv președintelui Consiliului de Administrație a Regiei Autonome, în sumă brută de 13.200 de lei și remunerația administratorului neexecutiv, în sumă brută de 3.600 de lei pentru. Menționăm că indemnizația nu depășește limitele stabilite prin ordonanța de urgență 109. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu dacă sunt intervenții la acest punct al ordinii de zi. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține.
la diverse să fac eu prevențiunea dumneavoastră. Aș vrea să fiind ultima întâlnire de anul acesta, vreau să vă mulțumesc pentru modul în care am colaborat. Să vă transmit dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, sănătate, bucurii, un an nou, mai bun, mai buniți, să ne ducem la, în sfârșit, proiectele și mandatele pentru care au fost desemnați aici. Și ne așteaptă un an cu multe proiecte și să fim, așa cum a fost și anul acesta, constructiv. Și să încheiem anul acesta cum se cuvine, să am înainte la dumneavoastră când ieșim din sală încă 10 minute, să servim o cupă de campanie și să plecăm locale în sală, la mulți ani! Vă rog să mă îndrăduiți puțin, pentru că tot timpul mă ședeți în acest an și să vă fac că, pentru că la anul va fi 100 de ani de la Marea Unirii și pentru că Bacău trebuie să plinătească așa cum se cuvine pentru a sărbători acest lucru, vreau să vă amintesc că aici în Bacău a fost comandamentul armatei române, care a comandat tot ce a semnat cu bătăliile din armata, pe bătălii de la Mărășești, Mărăștiu, Tuz, Cireșoaia, Mărăștiu. Din păcate, în municipiul Bacău, nu există nicio stradă care să cheme Mareșal Averescu, niciuna care să cheme Mareșal Rezar, niciuna care să cheme General Bertlop, niciuna care să cheme Ionel I.C. Brătean, care era prim-ministru în VNC. Nici unul care se chem, în strat, care se cheme General Eremichi Ieremie Vigorescu. Știți cum în momentul de la urmă și mai departe. Aceea că e bine să facem o dezbatere cu cum să vedem dacă n-ar fi necesar chiar să ne pregătim ca unii străzi din Bacău. Și sunt destul care nu necesită schimbări extraordinare. Și am să vă dau exemplu. Așa, ca să poată de îndire acestor personalități care, într-adevăr, au realizat, pornind de aici, Moldova și Bacău, fiind foarte important în economia, ce s-a întâmplat atunci, a realizat început de actarea actului unii. Deci, iată, vă spun și vă dau exemplu, ca să vedeți că nu e foarte complicat. Exemplu, strada Constanței pe care se află cimitirul Elului. O să poate chema Mareșal Averescu. Strada care Alex Tolstoi. Postul poet de curtea lui Stalin, care îl păstrăm în continuare. N-am înțeles tot ce a fost de ce. S-a spus de multe ori. E acolo, foarte bine, tot știu de Alex Tolstoi, doar să confundă cu Lev Tolstoi, să tot fac ceva. Se poate chema General Bertlop. Strada care începe de la avion și până la pasaj, se poate chema Mareșal Averescu. Și mai sunt niște cumva scris care foarte tot așa niște denumiri. Care nu presupun schimbări, de puteți ține de nu știu ce, dar în schimb, reușește și credeau că putem în felul acesta să întâmpinăm și prin măsoare de acțiune centenarul Unirii de anul viitor. De aceea eu propun atât pentru Consiliul Municipal, pentru Primarul Municipiului și pentru muritor să facem această dezbatere și să vedem dacă nu este o problemă să realizăm și în acest mod întâmpinarea acestei lor. Vă mulțumesc! Și la mulți ani! Vroiam și eu în numele consilierilor județieni să mulțumim conducerii Consiliului Județean pentru modul în care a promovat o serie de proiecte în acest an, pentru modul în care a coordonat și a condus activitatea Consiliului Județean și în același timp să îmi permite să fac aceleași aprecieri și pentru personalul din Consiliul Județean, pentru personalul tehnic care este prezent de fiecare dată în realizarea, în întocmirea, în pregătirea proiectelor pentru fiecare ședință de Consiliul Județean. Cred eu că anul acesta ședințele s-au desfășurat într-un climat propice, plăcut. Vă doresc și eu, din partea mea, sănătate domnilor din conducere, colegilor, sănătate, succese și numai împlinire în 2018. Mulțumesc!
Vă invit cupa de șampanie, avem noi, domnule.